Salutare și bine ați venit la un nou episod din Dusty TV. Astăzi ne uităm la un combo DAC amplificator de la NuPrime. NuForce a fost cumpărat în 2014 de către Optoma și în același an, cofondatorul NuForce a fondat altă companie numită NuPrime, împreună cu fabrica ce asambla produsele NuForce. De atunci, NuPrime a introdus pe piață produse care au câștigat diverse premii acordate de reviste în domeniu. Hai să vorbim despre UDSD. Exemplarul de față este oferit de avmall.ro și poate fi cumpărat la prețul de 920 de lei. Ok. Ce este NuPrime UDSD? Este un combo DAC amplificator de dimensiuni foarte mici. Are o singură intrare digitală USB și trei ieșiri, una digitală coaxială, două analogice, una este formată din două RCA-uri și un jack de 3,5. Trebuie menționat că intrarea digitală este în lateral, ceea ce este un pic neobișnuit, iar ieșirea digitală funcționează fără ca unitatea să fie pornită din potențiometru. Ieșirea RCA funcționează doar dacă unitatea este pornită și volumul este fix. Ieșirea jack 3,5 din față, atunci când este utilizată, oprește semnalul RCA și oferă control al volumului folosind potențiometru. Dacă vrei să-l folosești ca amplificator, trebuie folosit un port USB alimentat. Ca și specificații, poate reda PCM până la 384 de kHz și DSD până la 256, cu o rezoluție de biți între 16 și 24. Puterea ieșirii jack 3,5 este de 140 de mW în 32 de ohm, având un circuit balansat. UDSD este realizat dintr-un aluminiu de foarte bună calitate. Este foarte ușor și atât de mic încât încape în palmă. Pe lângă intrările de care vorbeam în descriere, în partea din față mai găsim un potențiometru de calitate și două LED-uri care indică faptul că se redau fișiere PCM sau DSD. DAC-ul pornește întorcând potențiometrul, iar ieșirile din spate ale DAC-ului sunt de foarte bună calitate, solide și aurite. Când îl ții în mână, simți că este o singură bucată din metal, nu mai multe componente îmbinate. Acest lucru îi oferă o senzație de produs de lux. Să vorbim de setup. L-am testat în toate configurațiile cu excepția ieșirii digitale coaxial. Am folosit intrarea digitală pentru fișiere PCM și DSD. Ieșirea analogică RCA am folosit-o pentru conectarea la IFI Micro IDSD Black Label. Iar ieșirea analogică din față, 3,5, am folosit-o cu Sennheiser HD800, Odyssey LCD 2C, Hi-Fi Man RE 2000 și Fio F9 Pro. Pentru a observa subtilitățile acestui DAC, am folosit, ca termen de comparație, EFI-ul Micro IDSD Black Label, fiind cel mai bun DAC pe care îl am în acest moment. Pe toată perioada testării am observat că UDSD se încălzește considerabil, dar fără a crea probleme de manevrare. Am creat două zone în run pe care le-am grupat, EFI și NuPrime, asigurându-mă că ambele sunt la același nivel de volum și redau aceeași sursă. De menționat este faptul că zonele din run reprezintă DAC-uri și pot fi grupate astfel încât să primească aceleași date în același timp. Să vorbim de sunet. Pe scurt, este excelent. Ce oferă în plus față de EFI? Oferă spațialitate mai mare, micro detalii, înalte mai evidențiate și plăcute. Pe piesa Infected Mushroom Groove Attack am observat cele mai multe diferențe și cea mai plăcută surpriză, micro detaliile. Există porțiuni din piesă care conțin frecvențe în zona de sus a basului, care sunt redate excelent de UDSD. Mă simțeam de parcă ascultam pentru prima dată această piesă. După micro detalii se observă în altele, mai pronunțate și mai plăcute, mai ales în a doua parte a piesei unde sunt folosite mai mult. Ascultând The Midnight Days of Thunder, am observat acuratețea basului, spațialitatea mai mare și din nou în altele plăcute. Există două porțiuni importante în această piesă, tobele clasice anilor 80 care sunt foarte dificil de redat corect de multe echipamente și trompeta care începe după primul minut al piesei. Această trompetă este redată foarte bine și controlat, iar pe alte sisteme poate fi chiar supărătoare. Și în final, pe piesa Eagles Hotel California, am observat spațialitatea mai mare, din nou, și redarea mai bună a instrumentelor de percuție.
Amplificatorul din UDSD este capabil să alimenteze IEMs fără niciun fel de zgomot de fundal pentru IEMs de la 16 ohmi în sus și căști pretențioase de 300 de ohmi fără probleme. Volumul de pH de 800 este suficient, dar incomparabil cu ce poate face EFUEL folosind setarea turbo sau extra turbo. Pentru H de 800 am ținut volumul aproape de maxim și am fost foarte mulțumit. În concluzie, NuPrime UTSD rivalizează și depășește la unele aspecte EFI Micro IDSD Black Label, ceea ce nu este ușor de făcut și o face la un preț mult mai mic. Bineînțeles, EFI are mai multe avantaje și funcții, dar vorbind strict de calitatea sunetului, pe mine m-a câștigat UTSD. Sunt un mare fan al spațialității extinse și a microdetaliilor. Datorită dimensiunilor, poate fi ascuns în spatele serverului media, dacă e nevoie, sau poate fi folosit de DAC amplificator de birou, ocupând un spațiu foarte mic. Merită cei 920 de RON? O da, cu vârf și îndesat. Îmi poate înlocui EFUEL Micro IDSD Black Label? Nu prea, deoarece îmi place foarte mult funcția X-Bus și puterea de amplificare, dar pot înlocui DAC-ul din el cu NuPrime UDSD. Ok, asta a fost tot. Ne vedem în următorul episod. Ciao!